Pe scenă e Goran Bregović și creează o adevărată nebunie. Acasă e simplu Goran. Un om ca o poveste, înconjurat de prieteni, vesel, amuzant, modest și atât de normal încât șochează. În viața lui a trecut prin toate. Droguri, femei, marxism, război, sărăcie, fugă din țară și celebritate. Dar de fiecare dată a știut cum să rămână simbolul unei generații și e, chiar și la 60 de ani, un veșnic debutant. Ne-a primit în casa lui, acolo unde n-a călcat până acum picior de jurnalist. Și vi-l arătăm așa cum nu l-ați văzut niciodată. De zile pe an, Goran Bregović e al lumii întregi. Din țară în țară și din continent în continent, orchestra lui pentru nunți și înmormântări înnebunește planeta cu ritmuri de fanfară. I think here is not enough just to make music on Balkan. If you don't make madness, it's not enough. O altă parte din an e în concerte private, uneori unde nici nu gândești că ar putea ajunge. I played, let's say, party for some rich Russian. You cannot. I mean, they ask you. You said some amount of money, which is ridiculous, hoping that they will refuse. And then they say yes. Then you find yourself with two couples eating there. But we had fun. We don't care. Iar în restul timpului evadează în lumea lui. Uneori la Paris, lângă soție și cele trei fetițe. Alteori la Belgrad, în casa lui cu grădină și livadă, în care nu calcă niciodată picior de om străin. Aici e lumea secretă a lui Goran Bregović, în care totul curge într-un ritm complet diferit de cel de pe scenă. Despre casa lui spune că e bătrânească și de modă veche, dar e plină de reperele vieții sale. Într-un colț, un Kalashnikov primit în dar de la premierul Bulgariei. În altă parte, un perete întreg de premii internaționale și diplome. Puțin știu că Bregović e doctor în muzică și nici lui nu-i vine să creadă. Stai, da. Iar în subsolul casei e studioul de înregistrări. Aici creează. Ia acorduri populare sârbești, croate, bosniace, românești și le trece prin geniul lui, transformându-le definitiv. Așa s-a născut nebunia frumoasă a lui Bregović, dintr-un spirit liber, mereu neliniștit, întotdeauna în goană după ceva nou, diferit, amețitor. E povestea vieții lui. E dimineață de vreme, dar el deja n-are stare. I-au sosit instrumentiștii, s-au instalat ca la ei acasă și sunt gata să se acordeze, suflet la suflet, instrument la instrument. Goran aleargă de la unul la altul să fie sigur că sunt și astăzi în armonie perfectă. Da, super. Ce astea, Radle? Super. Păi eu mă lăs filuie, mă. Pe țiganii din orchestra lui i-a descoperit în timp ce ei făceau bani buni cântând prin Serbia pe la nunți și înmormântări. Și așa le-a rămas numele. Sunt împreună de un deceniu și nu se mai satură de ei. Probabil pentru că sunt la fel. Talentați, veseli, înnebuniți de libertate și de muzică. The only one who really has to survive with music are the gypsies. So they are always modern. They are eclectic. They don't have problem to steal one harmony from there, one rhythm from there, one melody from there, because they have to survive. Prima oară i-a văzut la mijlocul anilor 80, când comunismul iugoslav părea etern, iar Goran nu era Bregović de astăzi. Când a ajuns la ei, le trăise pe toate. În adolescență a început să cânte la chitară dintr-un singur motiv. Girls prefer guitar. Și chitariștii iubesc fetele. An de zile a cântat în baruri de striptease și la 17 ani văzuse mai multe femei goale decât toți băieții din Iugoslavia la un loc. The striptease bars in communist times, it wasn't only about the naked women. I mean, for me it was only about naked women and money, but
I mean socially it was kind of refuge for intellectuals and artists. A încercat drogurile și fuga din țară. A încercat să fie cu minte și să devină profesor de marxism, cum îi promisese mamei, dar nu i-a dat voie muzica. La 20 de ani era deja vedet în Iugoslavia, cu trupa lui de etno-rock Bielodugme, Nasturele Alb. Rock and roll that I did was for everybody. It was in villages, in the towns, among everybody. A introdus cimpoiul și trompetele în muzica rock, a arătat că folclorul balcanic poate fi cântat la chitară bas, a cântat pentru și despre Iugoslavia, bosniaci și kosovari, sârbi și croați, creștini și musulmani. Purta pe scenă părul lung, tocuri și haine cu sclipici, își permitea orice, era un geniu recunoscut. Și așa a reușit să fie promotorul unei disidențe pe care nimeni n-a putut-o opri. Cu Bielodugme, tinerii iugoslavi ai anilor 70-80 au învățat să fie liberi. We were rich, we were famous, we were and we were completely opposite of everything that propaganda was trying to say. Socially it was very important rock and roll in communist times. It was more like religion than really music. Cu această religie care propovăduia dragostea de Iugoslavia, i-a unit pe tinerii din țara lui. Можемо ли на све Југословене? 3 4 Jugoslavia. O țară pe care el a iubit-o mai presus de toate. Doar că într-o zi, totul a luat sfârșit. Brutal, după 89, a rămas fără Iugoslavia. Și asta i-a îndoliat sufletul. It's not a war about somebody somewhere, some people are killed. It was people that you know. No, it was members of family. I think all the criminals of the war I know in person. You know, war is an ugly thing. It's not a good idea to give opportunity to human beings to be animals because they're not going to miss a chance. În război a pierdut totul, și prieteni, și trupă, și bani, dar n-a suferit decât după țară. Then after a while you understand this is exactly what is good to happen. You just had too much of this shit that you don't need. You don't need all these boats, cars, apartments. So I consider this opportunity that war gave me to start again. This was probably the most important thing happened in my life. Without this, I will be already retired rock star. Banii a făcut repede la loc. Mai întâi la Paris, unde a compus orice, de la reclame la ulei și margarină și până la coloana sonoră pentru filme. Vremea țiganilor, underground, 20 de producții în 4 ani, recompensate cu discuri de aur și de platină. Și în anii 90 a dat lovitura cu filmul lui Emir Kusturica, Arizona Dream. Apoi, un apropiat de-a lui Slobodan Milošević i-a pus la dispoziție Orchestra Simfonică de la Belgrad. O vreme a cântat cu 100 de oameni, dar nu i-a plăcut și a făcut o trupă după chipul și asemănarea lui. What drives me crazy in real orchestra is it's too well tuned. It's not human to be that well tuned. So there is kind of human tuning in my orchestra, which it is a bit out of tune. But this is what makes madness. Kichi 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 ale ale chi chi di 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 di. Iar acum mica lui orchestră pentru nunți și înmormântări tocmai creează o nouă nebunie. Ei, lasă-mă. Patike ca o chamci, papuce, oi go, ja posim. Pa to su prednosti kućnog studija, to ne mogu raditi nigde drugo. E o atmosferă de tabără școlară în casa lui Bregovici. Se simt bine unii cu ceilalți. Dar când e vorba de muzică, totul devine serios.
Goran ascultă fiecare piesă în parte, le știe la chitară, la trompetă, le știe și din voce și atrage imediat atenția când ceva nu e în regulă. Ram, tam, 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 tam. La 60 de ani pare să aibă un rezervor ascuns de energie. Așa se întâmplă probabil cu cei care nu se pot opri din drum și care știu ce înseamnă să o iei mereu de la început. Are acum în orchestră un solist nou. L-a descoperit și l-a luat la el să-i cizeleze vocea. E timorat de exigența lui Goran. Încă nu-l cunoaște. N-au cântat suficient împreună. Dar când va ieși din mâna lui Bregovici, va fi un cântăreț perfect și celebru. Bregovici nu-l menajează, pentru că nu se menajează nici pe el însuși. De tânăr a trăit ca un cal de curse, spune el. Most beautiful is to be debutant, to be beginner. So this is what I'm doing all the time. I'm just doing the things that I never did. So I'm writing the operas, I'm doing theater pieces, I'm doing the things that I never, that is always like on the beginning. And it's nice to know in my age that you still have things to learn, that you still have things to explore. Așa, explorând, a intrat în istoria muzicii drept artistul contemporan cu cele mai multe locuri în care a concertat. Din Siberia până la New York, din Africa până în Australia, a cântat în sate și piețe, dar și în fața 500.000 de oameni. I think it will be really arrogant to refuse something. So, of course, I will play Carnegie Hall now, I will play all the best places you can imagine. But I will never refuse, even if you call me on your wedding party. I go there, I play, and I get my public, and it spreads. I know that they go out happy from the concert because I go out happy from the concert. If you don't think I'm crazy, you're not normal! Fericirea de a fi pe scenă îi se citește în fiecare gest și, în mod evident, se distrează foarte bine. E un non-conformist care savurează păcatul, lucrurile care nu se fac, și din ele își trage inspirația. I discovered that the best place to drink is Opera House. Because it's, you know, it's warm and nice in the winter. Then opera, it took 3 hours, which is like perfect time for drinking. Very good timing. And then you take your loge, nobody check you on the door, do you have your bottle? Așa i s-a născut ideea de a scrie prima operă țigănească din istoria muzicii, Bând la operă. A compus o nouă Carmen cu eroi țigani și final fericit. Do you like happy endings? Oh yes. I like. There is one silly gypsy joke about happy endings. And especially how they like the marriage as a happy end. And joke says that one small kid enter in a room and see his grandmother watching porn movie. And he said, "Grandma, what are you doing?" And grandmother said, "I'm just waiting to see if they're gonna marry." Și povestea lui pare să fi avut mereu un final fericit. A tot căzut, s-a tot ridicat, dar azi e un om bogat din toate punctele de vedere. So you can have it in your room. Thank you. Doar că bogăția lui se vede altfel, modest și simplu. I can show you my Trabant. Apoi mai e grădina pe care singur și-a aranjat-o în spatele casei. Pentru el așa e normal să fii bogat, crescând roșii, salată și fasole pe arac. Și mentă, mai ales mentă. My mojito is best in town because I have the very best menta. But this is Arab menta which is very strong. În colțul grădinii, parcă pedepsit, stă cireșul de unde a căzut acum 2 ani și și-a tasat 2 vertebre. When I fell down, one assistant wanted to cut it immediately. I said, "No, no, no." So the cherry tree is still there. Aici vine dimineața imediat ce se trezește. Curios să vadă ce s-a mai întâmplat peste noapte, ce flori au înflorit, ce fructe s-au copt, ce inamic pândește echilibrul perfect al grădinii lui. This pear has a problem since very early, so we tried with lots of things, but there is... Iubește atât de mult copacii lui încât îi ia cu el oriunde se mută. Yes, I don't want to leave my fruits.
Aici, spune Goran, este teritoriul lui emoțional, unde își regăsește de fiecare dată echilibrul. E însă o liniște diferită în stilul lui. You know, I'm from Rockersville, so I like to always to be in group. So when I work, it's always with somebody, with a lot of people. You see how it's in this house. It's like hippie comuna. E 12 fix, ora la care în casa lui Bregovici se bea. Sace de prirete, șta prolazi zver prirode. E o tradiție de la care nu se abate nimeni. Se pare că ajută. Hai, dar rog, să ajute, să tărească, să notați. Așa se naște muzica lui Bregovici, într-o casă caldă, plină de oameni fericiți că le-a fost menit să se întâlnească și să-l asculte pe Goran Bregovici, un om care știe să râdă chiar și atunci când pierde, care învață din orice eșec. Un rebel cumințit, dar un nonconformist incurabil, fără de care Balcanii n-ar mai fi fost Balcani.